Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Soroceni. Îl avem alături pe Grigore Guțu, arhitectul șef al municipiului Soroca. Bună ziua! Bună ziua! Arhitect șef de aproape 3 decenii, dacă nu greșesc. Păi cam așa, deci așa s-a primit. 3 decenii cu o temă de întrerupere, adică, da, până la urmă 3 decenii. Cum a fost aleasă profesia? Ești un vis din copilărie sau pur și simplu așa a fost, așa soarta a vrut, sau v-ați dorit nimic să faci ceva, să fiți arhitect? Deci profesia în principiu a fost aleasă în mod intenționat, aș spune, deoarece eu din start practic știam ce doresc și asta a fost făcut cu acumularea de multe momente care au fost legate chiar și cu părinții, chiar și cu bunei, deci care au avut tangență asupra și au pus amprenta, care până la urmă am spus că da, asta este tema de profesia mea care eu aș lua-o și într-un fel m-aș bucura de dânsa ce ei și fac și aș primi o satisfacție. Pare că unul dintre bunei a fost zidar, da? Da, deci la mine bunelul a fost meșter care construia casele de la temelie, deci temelia, zidăria, pereții, acoperișul și în afară de asta el singur făcea, dacă știți, ăsta șindila care face din manuală, el chiar singur manualul o pregătea și el singur o instala. În afară de asta, tâmplăria care era din plutura golurilor, tot el o face. Deci ușile, ferestrele, podielele, finisările, numai nu se ocupa cu tencuielile, nu se ocupa cu podurile, deci și cu finisările de fasad, dar în rest, practic, el ridica clădirea ca casă, că mai multe case au făcut, fel de fel de iacareturi pe împrejurul casă, și mai multe au fost făcute în localitatea unde trăie el. Puține lucruri au fost care prin satele de alături, poate undeva mai avea câte o lucrare, dar mai multe au fost în sat. Șindila din ce fel de copaci o făcea? Șindila o făcea din lemn puțin mai tare, din frasăn, adică era, el o alegea special, avea știe de acum, care pe parcurs era mai rezistent. Deci ca moment care aș putea să-l accentuez în afară de ce și-a făcut el pentru multă lume care ca construcție, el a construit, el a avut 5 fete, la toate 5 fete le-a făcut casă, le-a construit casă el. Deci casa părintească a mea, unde eu m-am copilărit, deci a fost construită de bunelul. Și saraiul care de alături, tot așa la fel. Vorbiți de casa părintească de la Schineni. Casa părintească din Schineni, raionul Soroc. S-a păstrat așa cum a fost ea deodată sau a mai fost refăcută? Practic e păstrată așa cum a fost ea, unica și a fost schimbat acoperișul, deci acoperișul era făcut din oală ceramică. Da. Însă nu era calitativ făcută, era făcută din oală, probabil că asta care de la Drochea, dar era nu așa de rezistent și se descompune. De asta au fost nevoite ca să pună deja mai departe șifrul ăsta popular care la noi. Foi de ardezie, da? Foi de ardezie, care până la urmă el are un fond negativ, dar da, mă rog, asta era situația care, ca să salveze clădirea. Familia dumneavoastră de la Schineni, povestiți-mi mai mult din ce familie vă trageți. Deci eu mă trag dintr-o familie de muncitori, adică să are în vedere de țărani. Deci tata era căruțaș, mama a lucrat toată viața în colhoz, cum era pe vremea aceea. Și în principiu aceștia au fost profesiile, spune, a lor, care au lucrat. Au lucrat și la tutun și la astea, unde am fost și eu implicat, și nu numai un an, dar ani de zile buni. Erau momente când mă trezeam și la ora 3 de noapte, că dă, mă rog, trebuie tutunul să-l culegi de cu vreme, ca să fie prăcoare, ca când l-a dus și la localul unde noi deja l-înșaram și îl punem pe șfara aceea, da, și îl punem în căsuțele și ele. Așa că asta este momentul care vreau să-l spun și chiar spune că nu e ca practică, dar un fel de comparație dintre oraș și sat, ca exemplu acum dacă compari lucrurile cele care erau pe atunci și acum, desigur că diferă foarte mult. Dar cel mai mult diferă oamenii care erau cu, la părerea mea, cu mult mai buni
sufletești, mai omenești, mai atrăgători, mai înțelegători, mai să adunau, să petreșeau, să, adică fășeau fel de fel de șezători, fel de fel de astea, adică iarna, ca exemplu, când vine așaza stăță, covor, să ajutau unul cu altul, adică tradițiile astea până în coașe au fost. Și acum în sat mai sunt, cum le zice, stative, oricum. Da, război și război stative. Unii coseu și este multe de astea care de-aștia unul pe jos. Lăicerii. Lăicerii făcute, toate astea. Covorul care este, care la nuntă, la mama, care este totul făcut încă la bunei, încă tot așa. Asta trebuie practic o iarnă întreagă să lucreze un grup oricare, ieși acolo cine mai era ca mahalajii sau care știu ca să facă așa o lucrare. Clar, lucrări autentică, făcută de mâini. Care este prima amintire din copilărie care o țineți minte? Cea mai veche, așa, dacă... Cea mai veche, asta, când de acum am început așa a ține minte mai bine, asta când am venit prima dată la oraș. Că una când la țară, acolo, dar și la oraș când am venit aici, tot aglomerat, tot mult, tot gălăjit, tot așa, și era așa ca un fel de mușuroi de furniși, unde tot se învârtea, tot... La târg ați venit sau unde? La târg, da, da, da. Păi mai mult la târg și veneau de la țară, că așa, unde-ți vii, doar... La spectacol, la vreun concert, eu. La concert, deci, țin minte, da, mai târziu, dar nu la oraș, dar vine teatru în sat, cum era pe vremea unui sovieti, și unii puneau în centru satului o mașină a colhozului disfăcută, unii pregăteau scena și ei și veneau spectacolul, după spectacolul încă mai vorbeau încă probabil o săptămână, ori două, replicele cele care erau prin spectacol, cu fel de fel de fraze naripate, da, naripate, care oamenii, unii se râdeau, unii mai făceau concluzii, unii mai... Deci era interesant. Cu sora, cum vă împăcați în copilărie? Păi foarte cam bine. Cam cu șoarcele sau totuși? Nu, ne împăcam bine unica numai și că noi eram în mahală mai mulți băieți, dar era unica, deci unica și mai erau pe vreo câteva casă, vreo câteva fete, dar nu aveau așa de mare tangent. Și de fiecare dată era cu noi în grup, unde jucam noi fotbal, sau mai știu și acolo de genul copilăresc. Și ei era atâta vreme cu noi, într-un fel că... Dar pe mine asta m-a deranjat, adică, într-un fel, deși e vine cu noi să joace, dar dacă nu avea în altă parte unde se duce, unde putea să ducă, de tot și vine cu noi. Cu fratele, da? Cu fratele. Erați badea? Da, badea. Era mai mare decât, adică și sunt mai mare decât sora, cu 2 ani de zile. Ca să știi, poate lumea poate nu cunoaște sora dumneavoastră, este doamna Maria Ungureanu, de la corect. Spitalul Raional Soroca. Corect, corect. De care șoții, poate vă amintiți cu plăcere, la masă, în familie, care ați făcut-o împreună cu sora? Deci noi adesea ne întâlnim, mai mult ne întâlnim, adică și în familie și în oraș, adică când este o sărbătoare, așa, dar mai mult ne întâlnim la părinți, deci că acolo e toate sărbătorile, și ei și revine ca Paștele, ca hramul satului, ca zilele care este aia. Acum la mine părinții sunt într-o vârstă înaintată, adică, dar tot încă sunt într-o formă fizică, aș spune eu, încă destul de bună. Care e șotia principală care ați făcut-o și de care vă aduceți aminte cu plăcere? Șotia principală, când s-o duceau părinții de casă, într-un fel rămânem noi acasă și noi, ca mahalagie, facem un fel de temă de a joaca de război. Deci era pe vremea și așa, nu știu cât, unde ne jucam și în timpul joșii, un vecin de-a nostru, Ion Fortuna, deci s-a spart ochiul. Asta au fost tragedii și ca șotii și ca toate în una. Asta a fost un moment care, dar șotii care de bucurie, noi am avut mai multe. Deci vă dau ca exemplu. Noi, eu, pe vremuri când învățam încă la Schinei, m-am abonat la... Era pe vremea aceea Iunui Tehnic, era revistă, unde erau acolo foarte multe lucruri bune care... Și deci am luat de acolo niște momente și ei se referă chiar la Sanea și ei care se dirija iarna, am făcut-o, dar cel mai problematic am făcut mersul pe
cum îi spunem, în aer, pe două fixe. Chiroleane, da? Da, da. Dar era pirolic făcut, noi am făcut special astea și cum... Eu eram mai greu într-un fel astea, am trecut cu astea și când am dat vecinul streacă, s-a rupt sârma cei care era și a căzut jos. A căzut jos, nu putea să răsufla. Era o nevoie și o nevoie. Înălțimea era mare, da? Păi cam ca aici undeva, cât era, la vreo 2,60 m, 80 nu mai mult. Deci nu era înaltă, dar tot una dacă scazi pe spate, închipuiți de la așa înălțime, scazi pe spate și nu putea trage aer. Și m-am astea la fântână, m-a alergat, apa m-a dus, vecinii au venit, șoc, tragedii s-au întâmplat acolo. E pe urmă clar că s-au revenit, ne-am astea, mama lui Mihai, într-un fel, că noi, adică m-a numit pe mine, că eu îți vină că invenția ne-a părțit în ea și iată, tu ești de jină, că ai avut să-i omori copilul. Deci, acum, clar că ne râdem, dar atunci era problematic tema. În general, am înțeles că v-a plăcut să inventați diferite. Ce făceați? Ce fel de invenții? Ce fel de făceați pe timp când era elev? Păi, fel de invenții. Începând de, vă spun, de la aceiași ani, momentele astea, erau teme creative de fel de machete, de corăbioare, fel de machete de construcții. În afară de asta, am grămădit bani, ca asta nu era așa de simplu să cumpăr. Un aparat de ardere pe lemn. Și făceam pe lemn diferite. Pirogravură, îmi pare că se numește. Da, da, da. Era scump. În orice caz, pentru mine, era o temă care nu puteam așa pur și simplu. Părinții aveau bani, dar nu aveau bani ca să dăie liber, adică să fie. Eu am acumulat acolo câte 5 capești, câte 20. Este până am ajuns la suma cuvenit și ne-am dus la Soroca, nici nu știe, adică întâmplător ne-am dus, dar m-am dus în mod intenționat în magazinul, cum ne știam, unde am aflat că m-am întrebat ba pe unul, pe altul și am cumpărat anume aparatul și ala gândit. Mi s-a părut că eram cel mai fericit om. Tot așa ca și momentele de acorelă, de pentru pictură, hârtie, fel de că acum este tot. Nu e o problemă. Ce era deficit? Era, adică era, dar nu era, ca exemplu, un sat. Trebuie să vii la oraș, trebuie să duci la magazin special, trebuie să ai bani ca să-i cumpiri. Dar și mai mare era problema de bani, că nu erau bani. La școală cum ați învățat? Deci eu eram în prime 5 persoane care, de frunte, care învățam bine. Deci la noi prima învățătoare era Eugenia Victorovna, o învățătoare foarte bună, aș spune eu, dar în cea mai mare măsură e foarte corectă. Deci procesul educațional era de invidiat. Că și până la mine și după mine foarte multe persoane au învățat. Adică care, într-adevăr, au ajuns oameni destul de serioși. Și ați decis după absolvirea școlii că mergeți în domeniul arhitecturii? Deci ne revenim de la început, că doar așa și-a spus care a fost momentul că am ajuns eu să aleg profesia respectivă. Deci v-am spus că bunelul mai mult, mama era o persoană care iubie foarte mult desenul, ei desena foarte bine, tot avea școală foarte bună, însă când s-o căsătorit, deja mai departe nu s-o dus, că putea să învețe, deci, ca exemplu, într-o și să ocupe undeva așa. Dar au rămas în sat după, și asta e părință, să are în vedere tata în felul cum a putut el, deci, dar mai mult, mama și bunelul. Ei au fost persoanele care au insuflat la anume momentul ăsta. Unde am ajuns la momentul cuvenit, deci era pe vremea aceea 8 clasă, m-am dus la, am intrat la colegiul Repin, Chișinău. De pictură. Atunci erau undeva vreo 20 și ceva pe un loc. Deci unde am dat toate examenele, eram eu și era Mihai Furtunu. Și eu, ultimul examen, deci era, nu s-a ajuns, nu mai țin minte eu atunci cât, și n-am trecut. Unde m-am întors înapoi, mai departe am învățat. Deja clasa 9 și a 10 am intrat în satul de alături, că la noi nu era 10 clasă. La Baxani? La Baxani. Și am învățat la Baxani, a 9 și a 10.
La Baxani mă dușeam pe jos de la Schinieni până la Baxani, 3 km. Mă dușeam și veneam în toată ziua. Știți drumul pe de rost? Pe de rost. În afară de asta, când mergi pe Baxani, pe partea stângă este pădure. Pădurea Baxanilor. Unde este rachetele astea pentru... Antigrindină. Antigrindină. Deci, până la urmă, știam și localele cele prin pădure, adică ne mai oprem câteodată acolo mai fi. Avem o poiană unde jucam fotbal. După și terminam școala, jucam fotbal și veneam acasă. Jucam fotbal mai mult ca să nu vin acasă, ca să lucrez în grădină. Când mă întreba de ce nu, de ce așa trăză, păi, dar m-am avut adăugător, lecții, nevoie, adică nu puteam să vin așa de grabă. Și oricum ați revenit la colegiu, doar deci, la altul mai apoi, da? Asta și aici se referă casele a 9 și a 10. După ce am terminat a 9 și a 10, am plecat la Chișinău, am intrat la arhitectură, deci am intrat. La care colegiu? Deci colegiul de construcție, secția arhitectură, la momentul când am intrat, tot erau foarte multe persoane, erau tole 19 și tole 21 de persoane pe un loc. Deci am intrat în astea aia și în anul chiar așa la care am intrat, deci am plecat în colhoz astea și din colhoz când ne-am întors, am plecat în armată. Deci după armată când ne-am întors deja am continuat mai departe studiile, am terminat studiile. Deci în principiu asta a fost. În afară de asta am vrut să accentuez că bunielul și ăsta și mama care este am avut și momentul de atragere la pictură, că am umblat la școala de pictură de la Soroca, am terminat-o. Deci am terminat toate patru ani. Primul an am venit în coace, încă am învățat la școala numărul 1 de la Soroca. Deci, nu mai țin minte, 4 luni, o jumătate de ani, unde părinții au văzut că nu sunt acasă și cu atâta jale și cu astea, m-am întors înapoi în sat. Dar am continuat mai școala departe de școala de pictură. Deci, am atestatul, tătă-i cu bine. Era pe vreme și ea mai mult, adică pictură, desenul, sculptura, țin minte că era Savranski, ori nu mai țin minte cum îl spune pe ăsta pedagogul, care ne ducem la intrarea în oraș, la podul Bechir, acolo iar este doar piatra asta din cret. Da. Alegem pietre de acolo, veneam încoace la școala de pictură și din pietre confecționam acolo, busturi, fel de momente interesante. Deci a fost interesant, este o amintire foarte bună și o școală foarte bună care m-a ajutat în multe, adică. Când am intrat la colegiu, cum era pe vreme și e tehnicul de construcții, secția arhitectură, A121. Eram, când învățam, deci am plecat, când m-am întors înapoi, m-am restabilit și când m-am, după armată, am fost starostă de grupuri, cum se mai numește. Da, șef de, de promoție, da. Și am fost până la urmă șeful de... Deci sunt colegi care au învățat cu mine foarte buni și buni. Deci, printre altele, este Mihai, este care a proiectat aeroportul Chișinău, Stratul Vasile. Dacă ați văzut lucrarea și deci, dumnealui, după ce a terminat colegiul, a terminat școala românească de la București sau de la Iași, Micu, oricum se numește școala de arhitectură. Eu însă după aceea am terminat a doua instituție, am terminat construcții civile, arhitectura, asta a fost deja institutul Politehnic, da? Politehnic, deja, care după... Dar asta a fost pe parcurs când deja m-am întors în Soroca. Deci, când am terminat colegiul prima dată, adică cum prima dată, colegiul ca atare, am avut lucrare de diplomă. Deci a fost lucrarea diplomă, restaurarea Mănăstirii Căpreană. Da? Cum ați ales, apropo, în perioada sovietică? Era perioada sovietică. Perioada sovietică. Cum ați ales în perioada sovietică restaurarea unei mănăstiri? De unde? Cu atâta probleme a fost că, da, deși asta, dar păi, uite, sunt atâtea obiecte execute, noi am... Dar deși s-a apărut în momentul ăsta, deci preventiv am avut... Practică. Practică. Deci și practica care a fost, la Căpreană. Deci la Căpreiana
Și după ce m-am întors încolo, eu am găsit acolo multe lucruri care au fost interesante, care le-am acumulat, că le-am folosit chiar și la lucrarea de diplomă. Și deja persoana care era la mine era Gărgăun Alexandru Fiodorici, era șeful de diplomă la mine. Și dumnealui, până la urmă, împreună am convins că trebuie să făcut obiectul ăsta. Deci, dar a fost problemă. Deci acolo, știți că pe vremea Unii Sovietici, restaurarea de așa obiecte erau așa mai delasate, nimeni nu trăgea atenție, erau obiecte de altă importanță. Și proiectul acela a fost doar teorie sau a fost practic, partea practică? Deci a fost un proiect cu desene tehnice, cu calcule, cu tot. El iese în arhivă care se păstrează la școală. Pe urmă fost... Mai apoi s-a restaurat mănăstirea, cel puțin parțial. S-a ținut cont de acea lucrare, cunoașteți sau nu? Eu m-am interesat, deci persoanele care au făcut studiu au luat în calcul tot absolut. Chiar și aceleși lucrări care erau în institute, dar astea nu au fost lucrări foarte multe, au fost selective. Știu, aha, la Politehnică și lucrări, este noi, la care aveau momentele astea. Dar mai mult au luat de la combinatul de restaurare era în Chișinău, care practic ei aveau baza de date pe toată Republica și era și mai puternic. Cum arăta atunci mănăstirea în acei ani? Deci tot erau clădirile date, numai că erau într-o stare mai degradată, nu ca acum. Acum sunt făcute tot la loc, pompos, tot făcut, amenajat. Deci, dar pe vremea aceea, nu prea. Noi, când am făcut practica, am reconstruit clădirea de la intrare de pază, i-am scos de pe acoperiș oala, am curățit-o și am montat înapoi și am făcut gardul în adâncul mănăstirii, unde era deteriorat. L-am restabilit și am pus acoperișul deasupra pe zid din oală. Deci o bucată de... Și erau deja și primii, nu știu, călugări sau încă nu vedeți acolo? Tot ce era acolo? Nu, erau călugări, deci era paza, era biserica nu lucra, deci erau încă rămășițe de la... Acolo a fost, am înțeles, un spital. Nu știu, a fost încă rămășițele cele. Erau niște rămășițe de la iconostas făcute, dar nu sunt făcute la, cum acum fac la aparatele astea, adică neșterite. Dar erau făcute manual, erau făcute calitativ. Și făcute, m-am uitat cât de bine prelucrate. Acum cam rar găsește așa meșteri. Acum fac toți și meșteri, dar o programat, o dată două butoane și dintr-o dată a ieșit tot ce vrei. Cea mai frumoasă patică. Din cele două biserici care erau în curtea mănăstirii, care v-au plăcut mai tare? Cea veche, ștefaneană, de primul petrural și care se consideră deci, mai continuată sau cea mai nouă după 1812? Deci era biserica Sfântul Gheorghe, da, și era biserica ștefaneană. Da. Deci aceea ștefaneană era într-un stil, asta era într-un stil cu totul altfel. Aceea ștefaneană era mai veche și era mai, în orice caz pentru mine, era mai aproape. Deci asta nouă era cu forme mai plastice, însă e cu totul altceva. Ceva mai străin? Ceva mai străin, aș spune. Eu vorbeam anterior cu cineva despre mănăstirea Capriana, fel că deja vorbim despre asta, și biserica veche, cea ștefaneană, seamănă foarte mult cu istoria noastră a Basarabiei. Primul etaj, primul nivel, este de fapt una moldovenească, românească, să-i spunem așa, da, și acoperișul slav. Fix așa și istoria noastră. Noi am fost, de fapt, păi, cum a trecut istoria așa și o influențat... Turnul, practic, de sus și așa, da, de la formă... O influențat slavă, anume la obiectul. Și nu numai la obiectul este, l-a influențat probabil că la toată Moldova în întregime. Deci că eu de multe ori spun că istoria noastră până într-atâta de multe ori e ștearsă și scris pe nou și diferit, că câteodată îți dă întrebarea cine suntem noi. Deci noi nu am avut capacitatea de a păstra straturile istorice pe toată perioada cât a existat cum statul ca Moldova s-a rândirea. În România mai mult s-au păstrat straturile istorice, dar cei și au revenit după împărțirile astea de influente, de războaie și vrei, la noi nu prea. Era Uniunea Sovietică, puneau pe tot locul monumentul lui Lenin. Asta și e și cam mărunt, dar s-ar îndere dacă stratul istoric... Tot scotea.
Adică se distrugea, practic, ne ștergea ca națiune absolut tot. Veneau altceva, mai departe dispăreau deja monumentul Lenin și... Păi, nu trebuie departe, noi, eu sunt mai trăit mai încoace, cum spune, dar și ei și cum am citit, și ei și am studiat, și te uiți, sunt lucruri care, practic, acum numai undeva poți să le găsești care are interes. Și care intenționat urmărește să uite, dar multe lucruri sunt care au dispărut. Dacă noi am avea, ați avut capacitatea și ei de a păstra straturile astea istorice, cum, ca exemplu, Franța, Germania, noi acum am avea o istorie cu mult mai bogată în patrimoniu. Să revenim la Soroca. După ce ați absolvit, ați venit și ați început a lucra la Soroca. Unde a fost primul loc de muncă? Deci, istoria de a veni la Soroca a fost foarte interesantă. Deci, eu ca atare, după ce am terminat studiile, trebuie să rămân în secția arhitectul șef a municipiului Chișinău. Însă, înainte de asta, venise fostul arhitect a orașului, domnul Iurii Croitoru, și era domnul Kirchner, era primarul pe vremea și aia. Anatol Kirchner. Anatol Kirchner, Antul Ivanci Kirchner. Deci, unii, într-un fel, s-au vorbit, adică că nu întrebești specialist, și eram eu și mai era un băiat cu mine din sat, care, până la urmă, el a plecat în România, a lucrat aici, dar eu am rămas totuși aici. Luând în considerație că e aproape de părinți, într-un fel că este aia, de atât am acceptat ca să vin încoace. Și am venit în oraș Soroca, unde prima dată când am început a lucra, am lucrat în secția, adică în întreprinderea municipală Interproiect, care acum era secția arhitectură și urbanism, pe lângă arhitectul șef. Deci pe urmă a devenit întreprindere municipală și a fost cu temă de autogestiune, că înainte era atât pus pe tema leafă. Când am venit la lucru, era leafa sau 80 sau 110 ruble. Și pe urmă s-a început în momentul când noi au trecut la autogestiune. Noi proiectam multe lucruri. Cel mai mărunt era facerea astea, eschizul la ștampile, care se duceau pe urmă și le documanda. Dar așa s-au proiectat foarte multe obiecte care sunt în principiu pe aici. Și la colegiul de arte și opririle care sunt în oraș, adică cele precedente care de acum nu mai sunt, moral s-au distrus de la vreme. Obiecte care poți să te amintești. Și pe perioada ați plecat, la primărie și ară deci, după ce am lucrat în astea, era o perioadă unde era problematic, deci nu prea erau cu ce întreține familia și adică nu era prea leafă ca să luăm, oamenii nu comandau proiecte, nu este așa. Am fost nevoit ca să mă aranjez la fabrica de electric tricotate, unde m-am angajat ca șeful secției construcții capitale. Deci șeful secției construcții capitale, unde am avut în subordine undeva la vreo 130 de persoane, erau diferite, deci erau și pietrare, și lemnare, și fel de fel de fel. Adică care făceam lucruri pentru fabrică și s-au făcut foarte multe reparații la fabrică. Practic tot ce este acolo reparat, podele, finisările de interioare, exterioare, care de fasadă n-am făcut, că era dintr-o dată făcute. Întrețânările care erau acolo. Și multe lucruri s-au făcut. După ce am lucrat acolo undeva la vreo 2 ani de zile, e de asta e o temă aparte deja. Ați revenit iar la primărie. Deci, revenirea la primărie a fost tot interesantă. Deci, noi facem scara principală la blocul principal la fabrică și aranjam pavajul ăsta. Era așa un fel de torf făcut gălbui. Și venise oric întâmplător, oric a fost cu doamna Martăniuc și era domnul Kirchner. Unde într-un fel, doamna Kirchner, că eu eram pe scară și zic că probabil că am să iau eu băietul ăsta de la tine, că, dar eu zic, da, ia-ți-l tot unul, nu face așa nimic. Adică, într-un fel, m-a ofensat. Mine asta m-a deranjat foarte mult. Deci, când veni să-și ne-o propus, am zis, băi, nu mă duc, este omul pe loc, arhitect, zic, și care e tema? Eu aici lucrez. Peste 3 luni de zile, o mai fost odată la fabric, dar în mod intenționat unde este. Și dumneavoastră ei, adică într-un fel, că gata, nu se mai duci, că rămâne.
Și eu, până la urmă, n-am acceptat, am acceptat propunerea lui domnul primar, era Kirchner. Deja atunci nu mai lucra, era funcția vacantă, că eu i-am spus că, cum să mă duc dacă funcția vacantă? Funcția era vacantă, unii s-au făcut concursul. Era domnul Podborski până la dumneavoastră, da? Da, domnul Podborski, dumnealui plecase, nu știu, neatunci. Nu mai țin minte ce a fost, că... Și s-a primit că eu am venit în funcție la 1 septembrie în anul 1994. De la 1 septembrie 1994 eu am intrat în funcție. Clar că erau multe lucruri care începătoare, care trebuie să înțeleg în esență. Deci una când faci proiectarea aparte și alta când ești legat cu tema juridică, unde sunt foarte multe momente de tangență cu populația. Deci asta e o lecuță că diferă, deși una când a venit un client concret, ți-a comandat o lucrare concretă, știi concret ce vrea el, și alta când vine o temă de chițăbușuri, mărânțele, unde vecinul s-a sfădit cu altul, că nu-i ajunge 20 cm de gard, ori o temă care... Acolo sunt multe, multe, multe. Dacă stai să povestești, asta e, poți să scrii un roman. Deci, factorul uman nimeni nu l-a luat. Și el, până în zăvodea, se persistă. Deci, asta este. Spune-mi. De asta și au apărut, cred, regulile de justiție, unde regulează momentele astea. Ați pomenit de roman. Știu că împreună cu Petre Pop ați realizat cartea Strada. Strada, care de fapt vorbim la general de stradă, dar în special spune accentul pe strada din Soroca, pe străzile din Soroca. Străzile din Soroca. Pe strada aceea pietonală care a fost cândva. Cum a venit ideea pentru această colaborare? Deci colaborarea a venit în felul următor. Deci eu, într-un fel, am fost persoana care am dat-o ca idee. Ideea s-a realizat cu ajutorul cel mai mult al lui domnul Petre Popa. Eu am fost participant la lucrare ca atare cu desenele care sunt în carte, dacă ați observat, adică... Și cu materialul care a fost de selecție. Deci, toate momentele cei care sunt acolo în carte, în principiu, le-am făcut eu. Dumnealui a selectat tot materialul și se referă istorie, literatură, artă, adică unde este momentul ăsta. Și cât e de importantă o stradă pentru oraș? Pentru că pare, la urmă, aici un drum acolo cu niște... Deci, nu este important. Dacă luăm, nu că la mod general, dar iar de la bun început, oricare localitate, începând cu ceva să creeze, deci ce a fost? O cărare, până au venit la locul unde s-au început toate momentele astea. O cărare care s-a bătut odată, două, trei, 5 ori până au apărut acolo și aveau un locaș ca să mențină. Și tot încet, încet, încet s-a dezvoltat. Unde au apărut instructorul de străzi și tot celelalte. Din tăi a fost momentul ăsta de acces ca drum și până s-a dezvoltat tot. Și asta s-a reflectat în pictură, în momentele de poezie, de romane, de ce vrei. Deci. Și dacă vorbim de străzile Sorocii, pe de o parte s-au mai păstrat niște străduțe vechi ale istoricii. În alt părți au fost șters practic statul istoricii de care vorbeați, practic s-a făcut totul de la zero, deși chiar și zero ăsta care ne spărea că s-a asfaltat totul de la zero, dacă cât se mai fac săpături uneori, se găsește caldărâmul cel la istoric, ca Sorocii de cândva, se găsesc în urmele Sorocii de pe timpuri, cu beciurile alea din jurul cetății și din zona care locuiau mari parte familii de evrei care aveau niște beciuri foarte adânci care le foloseau la comerț. Corect. Mi-e pare foarte rău că totuși stratul ăsta istoric care avea o expresie individuală a orașului Soroca, care o cunoșteau pe tot locul, că numai acolo poți să vezi așa ceva, s-a șters. Dar s-a șters sau intenționat a fost șters? Probabil că toate globalismul ăsta de construcții cutii, cum era pe vremea Uniunii Sovietice, era deficit de spații locative. Deci momentul ăsta a influențat foarte mult. Plus, în afară de asta, dacă ați observat, momentul de individualitate a orașului a fost șterbit anume cu tema asta. Deci, dacă se lăsa partea istoric cu același caldărâm, cu aceleași clădiri, cu astea, adică se menține, se restaura, se întreține
Atunci noi am avut să avem un oraș că de construit, se putea de construit și în altă parte. Da, și la Soroca Nouă, deci, și în fabrica de afară de partea istorică a orașului, noi avem ca exemplu terenuri libere, spre Soroca Nouă, partea de deal, adică nu era necesar numai decât să faci demolări masive în centrul orașului, să distrugi o așa o arhitectură individuală. Păi dă mai rog, mulți dintre și pe aia că nu cunoști că erau clădiri vechi care nu prezentau nimic, nu clădirile cele care nu prezentau nimic, de mă rog, lichidau, dar și ei și se putea din tot stratul și ala istoric, se putea de păstrat. Dar cel mai tare, Căldărâmul ăsta, care anume îi dădea șarmul ăsta de oraș cu cetate. Oraș cu cetate, care și cu strada principală de comerț, de la cetate în sus. Dar măcar anumite zone, unde mai este Căldărâm acum, aceeași stradă Lăutarilor, dar mai sunt câteva zone, poate acela ar fi posibil cumva de conservat, măcar ca aspect turistic, muzeal. Am propus momentul ăsta, nu numai o dată, însă, deci, dumneavoastră înțelegeți că în majoritatea cazurilor nu depinde doar de arhitect. Arhitectul este un mecanism în aparatul primarului care, într-un fel, poate să spună părerea sau să acționeze în forma care este legală. Nu pot, probabil de atât și de multe ori se incomod pentru multe persoane, că când vine o persoană și el vrea și vrea, dar și spui că, bă, nu se poate asta, că anume este un document care reglementează anume niște norme legale care trebuie să ne conduc, în primul rând eu, care sunt persoană, și să dirigez procesul, că semnând un document arhitectural urbanistic de permisiune în baza proiectului, cum este autorizarea de construire, nu se vede lucrarea astăzi a 20, dar se vede peste 2, 4, 5 ani de zile. Și atunci se vede cine și-a făcut. Că eu și până în ziua de azi nu înțeleg care a fost necesitatea de a pune blocurile în preajma cetății, umbrindu-i deschiderea asta istorică a cetății. Păi, atât dumneavoastră, sunteți de acord? Pus, de asta au fost puse ca să fie ascuns partea aceasta, să fie cumva... Au pus copacii cei mari care iarăși au stupat-o ca ea să nu fie vizibile. Fiindcă, până la urmă, vorbește de altă parte a istoriei. Corect, dar după părerea mea, asta nu e corect. De acord. Deci, cu atât mai mult, toate momentele astea care se făceau de subotni și care în prejurul cetății au pus, cum spuneți dumneavoastră, atâția copaci haotici, care până la urmă, când acum s-a restaurat cetatea în cadrul proiectului bijuteriei medievale, practic am defrișat o mulțime de copaci și s-au reglementat mișcările și ele care sunt pietonale, s-au pus tot la locul lui, cât de cât i-au dat un aspect de deschidere a cetății, care au pus-o în valoare ca atare. Care ar trebui să fie imaginea Sorociei și cum am putea o conserva? Bine, blocurile alea sunt gata, nu mai poți face nimic. Deci, dar blocurile ca atare tot au un termen de existență care până la urmă se poate dindrepta greșeala. Cum? Poate nu în generația mea, poate nu în generația următoare, dar peste o perioadă oricare se poate de face. Doar se poate de... Sperăm că o să avem o economie cu mult mai avansată și o să avem venituri cu mult mai multe, unde să putem să ne permitem să facem demolări masive, cum făceau pe vremea Uniunii Sovietice, unde să refacem momentele astea, deși nu. Asta tot depinde de poziționările și de momentele care să fie în continuare. Deci ar fi o chestie de creat o zonă istorică în care să nu se permite să se construiască iarăși la nivel înălțimi mari? Corect. Ceea ce este un regim de înălțime, cu un regim de înălțime care ar face deschiderea la cetate și amenajarea din preajmă care ar face o recriere unde oamenii ar ieși sprimpli să este. Ar fi o corectare a greșelilor istorice? După părerea mea, cred că da. Dar cum am putea să-i meredăm Sorocii imaginea de cândva? În general, Sorocii e partea aceasta de la cetate până la gară, în care au mai rămas, deși și trebuit deja pe anumite locuri, dar oricum au mai rămas cât de cât așa mai autentic, mai aproape de secolul 19-20, ce ți-a mai păsat? Cum am putea? Ca să punem în valoare anume aceste bijuterii patrimoniale care au rămas. Deci, dumneavoastră probabil cunoașteți, am mai avut și precedente discuții în cadrul proiectului Comus. Care a rămas doar în sertar, cu regret. Deci, acum. Cu regret, da. Este o lucrare foarte bună, aș spune, și este o strategie foarte bună, care anume ar readuce, cum spunem, momentul de restaurare a fasadelor, de restaurare la același Căldărâm, care este
de aducere la individualitatea aceea inițială a orașului Soroca, adică oraș cu cetate. Eu, în orice caz, văd orașul, oraș cu cetate și cu o suprafață de teren istoric și în rest și aici dezvoltă mai departe. Spații noi, producere și vrei acolo poate să se dezvolte. Și care din acele, practic, 5 proiecte care au fost făcute, 3 de prefezabilitate și 2 chiar de prefezabilitate, ar putea fi sau ar putea prinde realitate în timp apropiat? Ca să nu rămână să prăfuiască undeva de poziție, ar trebui de făcut care din ele, poate mai important, și cine și ce ar trebui să facă? Aveți în vedere în tema de restaurare? Da, sau aveți de, anume cele 5 proiecte care au fost. Una a fost cu Cheinus, o altă a fost cu Vila Leinikov, una cu clădirea colegiului pedagogic. Probabil că una din primele ar fi fost Cheiu. Deci Cheiu este o suprafață de teren care face mișcare la foarte multă lume, unii totodată se recrează. Dacă noi am face Cheiu și l-am readuce cum ne l-am propus în cadrul proiectului Comus, eu socot că pentru oraș ar fi fost asta o îndeplinire extraordinară. El, practic, e o vertebră care, foarte importantă care leagă deci, o bună parte în oraș. Da, asta este un bulevard, un bordvei, care, practic, leagă intrarea în oraș până la Soroca Nouă. Și toate, ca exemplu, partea de centru, începând de la gară, partea de centru, Tricotatele, Soroca Nouă, practic, sunt legate prin astea. Noi avem, încă de la Uniunea Sovietică, Cheiul Nistru, care a fost făcut până la Tricotate, și avem încă 950 de metri de la Tricotate până la Soroca Nouă, care ne le-am propus ca scop să le îndeplinim și doamna primar l-a inclus în proiectul ăsta Orașul Pol de Creștere, unde este un obiectiv care e tot principal pentru noi. Altă întrebare, o să vedem cum o să avem posibilitatea financiară de a o face, de a o îndeplini, dar asta este o temă destul de bună. Se vorbea de extinderea lui și în partea sudică până la lumânarea recunoștinței. Ar fi posibil? Până ce o fie, probabil că nu. Eu socot că în următorii minim 5 ani de zile asta nu este real. Mai avem de așteptat? Nu este real, doar mi-a să înțelegeți că acoperirea financiară, mai ales acum în situația care o avem noi, e și înainte nu era chiar tare bună, dar acum aș spune că noi, vedeți ce se petrece în spațiul ăsta nostru, care s-a redirinat nostru, dar adiacent de noi, Ucraina, unde se reflectă practic la tot. Începând de la carburant și terminând cu alimentația. Cu partea de vizibilitate a orașului, cu partea asta tărcat chiar pe alocuri, că unii vedem clădiri, fiecare se consideră că, uite, el e șeful apartamentului său, inclusiv pe interior, dacă e vorba de blocuri, inclusiv pe exterior. Dar chiar vorbim și de aceleași clădiri cu un etaj 2, care nu există, poate, nu știu, o coloristică specială a orașului. Unde ar trebui sau cum ar trebui de rezolvat problema ca Soroca să aibă imaginea sa și să nu fie o tărcățenie, dar în același stil, într-o anumită cromație, anumite chestii care se păstreze un stil frumos, istoric, turistic pentru oraș. În afară de legea care trebuie să fie perfect adusă ca să facă acțiuni concrete și să fie pârghile de acțiuni în cadrul legal, probabil că trebuie să, în afară de asta, de schimbat și mentalitatea umană. Deci de aici rezultă toate plusurile și minusurile. De ce sunt întingnări foarte multe când vine la primărie, ca exemplu, venit la arhitect și i s-a spus concret, iată, noi avem un document oficial, avem o strategie oficială, avem aceea și aceea. El vede cu totul altfel. El, ca exemplu, eu vă dau, bloc locativ, indiferent, cu 3, cu 5, cu 9 nivele, el are un apartament, adică încăpere incorporat în bloc, și el socoate că, gata, asta este a lui, el acolo poate să facă și vrei. El o ieși pe fasad, face termolizarea de fasad, ne ținând cont, că asta este o fasadă a unei clădiri în întregi, asta nu este o casă individuală de locuit care o gestionezi separat, unde tu, ca exemplu, și tot trebuiești fișele și coloristici ca să le coordonezi, ca să fie corect într-un fel. Ce îți faci este ilegal? Fiindcă în mult, foarte multe blocuri. Desigur că da. În majoritatea cazurilor noi avem constatări de contravenție de către inspecție de stat în construcție, acum Agenția de Inspectare Tehnică, transmisă în judecată și aici se referă la termoizolarea de fasade, unde sunt primite decizii concrete.
decizii concrete care trebuie să pună aplicarea în execuție. Însă majoritatea cazurilor când se transmite materialul, ca exemplu, la judecată, ca proces verbal de contravenție, se primește decizia de judecată, judecată, ca exemplu, organul care o transmis, îi se întoarce decizia și decizia trebuie să fie aplicată. O aplică în execuție cine? Judecătorul executiv. Deci, corect? Judecătorul executiv trebuie să o aplici. Mecanismul de aplicare până acum nu a fost. Acum mai atât să înșarcă și a vă spună în aplicare. Cu legea condominiumului sau altceva? Nu. Cu ceea și se privește mecanismul de desființare, de demolare. Fiindcă până amul spunea o amendă și era ca și deci, legalizat cumva această construcție. În conștiosul administrativ prevedea diferite forme de pedeapsă, cum este amenda, avertizarea și vrei, numai nu era demolare. Da. Acum s-a inclus momentul ăsta, unii prin constatările care sunt se aplică, însă mecanismul propriu zis de desființare, de demolare este problematic. Deci în lege se stipulează că asta trebuie să facă persoana care a făcut neautorizat lucrarea în mod binevol. Dacă nu o face el, o face prin intermediul administrării publice locale în mod forțat. Mecanismul de aplicare nu este. Deci se bat lucrurile cap în cap. Pe de o parte, este nevoie de această izolare termică a clădirilor, fiindcă majoritatea... Păi nimeni nu spune că nu. Dar cum ar... Deci care ar fi pași concreți? Fiindcă deci, pe de o parte e foarte scump întreținerea facturile, fiindcă clădirile nu sunt izolate, dar ce ar trebui să facă cetățenii? Deci este ieșire din situație, doar nimeni nu spune că nu este posibil. Este posibil când se examinează blocul în întregime, pentru toată casa în întregime, unde se face termoizolare și dă o fișă coloristică decentă. Ca casa aceea să aibă, într-adevăr, termoizolare și economie și ei de energie termică care are înăuntru, plus în afară de asta, infinit el are o vedere estetică, decentă, care trece prin asta și nu-ți pare rău să te uiți la clădire. Dar nu să închizi ochii și să mergi pe alături. Dar dacă o persoană sau două nu sunt de acord, cum se întâmplă în cazul dat? Păi, în cazul dat, trebuie și de găsit, probabil, că bani în bugetul local. Și dacă blocul, ca exemplu, este administrare publice locale, trebuie să se facă din contul administrare publice locale finisarea de fasadă. Dar câte blocuri sunt din astea amdere cu multietajate în administrare publică locală? Practic, majoritatea sunt privatizate și cu mici excepții. Păi da, încă o dată accentuez. Sunt privatizate la nivel de încăperi încorporate în bloc. Doar interioarele? Doar interioarele. Și ei se referă la subsoluri, și ei se referă la blocul ca atare în întregime, el nu este privatizat. Numai în cazul când este format ca condominium și este adresare față de administrarea publică locală, se transmite în gestiune asociațiilor de locatari. Și practic avem astfel de exemple în Soroca? Sunt exemple foarte puține. Doamna primarul a inițiat procedura de, cum spune, de a propune întocmirea condominiilor, însă din ce ei s-au propus și ei s-au lucrat foarte mult pe tema dată, practic unul sau două cazuri care... Deci majoritatea motivează prin faptul că aduceți la normalitate obiectul, adică să are în vedere termoizolare, finisările, rețelele și mai departe, și atunci ne-o transmis la gestiune. Dar și dacă noi o transmitem la gestiune, practic momentul ăsta le revine la proprietari de apartamente incorporate în bloc. Și se primește că toată greutatea asta trebuie să o facă ei. Și ei și eu socot că nu-i corect, nu fiecare poate să permit. Unul, ca exemplu, are posibilitatea financiară, dar o băbuță care trăiește acolo la bloc și nu are posibilitatea asta și face ei. Dar construcțiile astea în jurul blocului, la primul etaj, își mai face un fel de... Majoritatea sunt neautorizate. Majoritatea sunt întocmite procese verbale și transmise la judecat. Și acolo dacă țineți minte că nu a fost explozia și la Tricotate, deflagrația care a fost, unde a fost și blocul și ăla, s-au fost examinate toate împrejurimile. Unde au fost depistate 48 de cazuri de construcții neautorizate la blocul locativ. Unde au fost transmise la judecat. Eu nu văd până ziua de azi rezultatul. Nu au fost decizii sau decizia nu s-a îndeplinit? Nu au fost primit absolut nicio decizie. Eu nu văd. În orice caz, după cât țin minte, eu au fost executate de către inspecție de stat în construcții, cum era pe vremea aceea. În Soroca de mult se vorbește că ar fi bine să fie ca în Chișinău blocuri locative, blocuri care noi construite,
Văd că acum există sau apucat de un bloc aici chiar în centrul orașului. Este o primă rândunică sau nu? Și dacă o să mai fie astfel de blocuri în tot în zona asta istorică? Sau totuși ar fi bine ca ele să fie mai în deci, partea marginea orașului? Probabil că asta este unicul care e în partea istorică, într-un fel ar fi. Deci în partea istorică nu este binevenit de a pune așa blocuri. Deci deoarece el șterbește momentul de istorie și face intervențiile în spațiile astea care istorice și care nu sunt binevenite. Blocul este făcut pe teritoriile care au fost procurate. Acolo au fost, dacă țineți minte, niște construcții private care erau într-o stare delăsată, care practic câte ori am încercat ceva să facem sau să le demolăm, să extindem parcul. Dar este așa și nu s-o permit. Probabil că persoana care le-a procurat, le-a propus mai mulți bani, eu mă gândesc altfel cum poți să hotărăști întrebarea. Unii au procurat casele, au făcut actele în regulă și ei se referă la arhitectură și urbanism și au primit permisiunea respectivă pentru a construi o clădire cu 3 scări. Dar cum de s-a asta permis dacă e zonă istoric? De ce s-a permis dacă e o zonă totuși istoric, hai să spunem așa, și ar fi bine poate un deci anumit nivel? Deci ei nu intră în zona istorică. Planul general prevede anume zonele unde sunt cu zonă de protecție. Deci ei nu intră în zona de protecție. Deci, în principiu, numai din momentul ăsta s-o hotărât întrebarea. În celelalte teme e cu mult mai problematică. În care nume? Partea istorică. Deci, cum vedeți dumneavoastră pe strada, ca exemplu, Alexandru cel Bun, ca să fui bloc locativ cu nouă nivele, asta e, nu e real. Era o idee pe strada Independență, unde a fost vechea maternitate. Păi da, asta deci a fost o intenție care până la urmă, când s-a argumentat, beneficiarul a înțeles că nu-i corect ca să faci acolo. Pe urmă a fost alt obiect, a vrut să facă și așa mai departe. Deci vă spun, când vin oamenii, ei procură, iată ca exemplu, eu vă dau exemple, chiar nu acum, așa o leacă mai înainte, omul a cumpărat casă de la cineva, persoana X, și el a venit la primărie, eu vreau aici să construiesc, nu știu ce, zic, păi bine, nu e problemă, dar să vedem, deschis planul general, ne-am uitat cum stau lucrurile și argumente avem ca să poziționăm acolo, adică așa pur și simplu că a venit, eu vreau. Zic, păi eu vreau, dar eu nu stau mine acasă. Azi zis, eu mâine și bă altul, păi mâine altul și zic, păi și arhitectul a fost pe vreme și ei care, cum zic și eu acum, de multe lucruri. Și de mine tot au să grăiască și grăiesc probabil și acum. Nu poți fi, doar nu poți fi comod și eu de multe ori chiar și în cadrul primăriei vorbesc lucrul ăsta. Și că da, eu nu-s comod, dar eu sunt așa cum sunt. Bun, eu dar nu... asta e o chestie artificială, adică spune bețe în roate cei care vor să facă sau cu adevărat legea nu permite sau cu unii problema aici. Problema între aceia e că documentul de bază care prevede reglementarea de amplasamente a obiectivelor nu prevede obiective de genul dat. Cu regimul de înălțime nu prevede astea, cu funcția care este acolo, doar orice obiect are niște momente care trebuie să le aibă. De acces, de amplasare. El, dacă punem obiectul într-o poziționare oricare pe teren, el atrage după sine o infrastructură oricare, nu? Păi, dar eu mi-am cumpărat bucata mea de pământ. Eu pot să fac ce vreau aici, nu? Nu. Deci este corect. Chestia asta incorrect. Omul crede dacă și-a cumpărat, îl face ce vrea, nu-i păi corect, corect, da? De atâta și vă spun că omul nu vine din tăi să consulte. Păi stai, iată, este acolo, vin de persoana Tătărescu. Vreau să-l vând. Ia-mi dă-mă duc la primărie, cum mai scriu unii pe internet, la proștii ăștia de la primărie, am de rede mine personal, nu de ceilalți. Deci, și cu ce se termină? Când vine și șocnești cu momentul ăsta, gata, acolo și eu, a apărut un dușman la primărie care nu vrea să-i facă, de dacă el vrea, a venit de undeva cu rubli mari, dar nu vrea să-i facă. Păi omule, nu-s eu acasă, omule. Este lege. Tu, adică vrei să dormi casă liniștit, dar eu și trebuie să dorm la pușcărie sau cum? Și în cazul dat, ce soluții trebuie, ce trebuie să facă persoana? Persoana trebuie sau să îl vândă tot așa cu funcția care mai departe, sau să o acomodeze actele. Când îi spui, ca exemplu, iată, doar orice document urbanistic e flexibil în felul care este posibil să-l acomodezi. Deci este plan, ca exemplu, de dezvoltare națională, locală, plan urbanistic general, este plan... Zonal chiar. Plan urbanistic zonal și plan de detaliu. Și plus, în afară de asta, regulamentul de urbanism, componentă la planul general.
Și el acolo spune, dacă persoana, ca exemplu, are momentul ăsta și vrea să inițieze o procedură ca să schimbi argumentul urbanistic în baza cărui administrarea publică locală ar putea să emită un certificat de urbanism cu reglementări concrete pentru clădirea concretă, care tu ți-o pui ca scop, și documentul care l-a pregătit, nu cineva, dar persoanele licențiate care pot să o fac, atunci nu e o problemă, eu cred. Deci trebuie schimbat planul detaliu sau planul urbanistic zonal, da? Deci planul urbanistic zonal care ar da temei pentru emiterea actelor administrative de către administrarea publică locală. De atâta și noi nu suntem comozi, vă spun că omul a venit, el gândește, gata, pentru dânsul trebuie să-i faci tot. Eu vă spun încă o dată, a 10 oară, repet, eu nu sunt la mine acasă. Dacă ar fost la mine acasă, nu e o problemă. Unii consideră că pot să rezolvi orice dacă dau mită funcționarilor, dacă plătesc. În cazul nostru sau în cazul autorităților, cum vin, vă propune cineva mită sau a fost cazul când v-a propus mită, hai tu, fă-i oricum așa sau nu. Deci nu, noi avem foarte multe discuții pe temele astea. Eu aș vrea să văd multă lume care ar veni și ne-ar spune așa, că mulți vorbesc toți la general, că acolo tot se cumpără, că acolo tot se vinde, că acolo tot se dă și tot se hotărăște. Când vine, ca exemplu, mulți beneficiari astea și zic că, bine, iată, deși tu pui întrebarea că de cumva să ne înțelegem noi ca la piață, ca să da găvăriță și uh-huh. Dar deși tu nu-ți pui întrebarea, dar cum aș face eu ca să-mi hotărăsc întrebarea posibil, legal, cum trebuiești? Deși trebuiești numai decât să dai ca să faci. Tu mai gândi de și schimbă-ți actele în regulă și faci ce și vrei. Și faci după lege, da? După lege. Dar ați avut cazuri când v-au propus mită? Păi desigur. Și ați anunțat poliția sau cum se întâmplă în cazul dat? Am avut și poliție. Asta a fost cu mulți ani în urmă. Și am avut chiar... Ei, nu vreau să discut pe tema asta, chiar așa e și tema Mudor Dosar, unde au fost trei instanțe de judecată, cu hotărâre de judecată care este pentru doamna, nu mai spun numele, unde până la urmă au înscenat toate momentele astea, că vine persoana X cu astea la primărie și cu ce s-a terminat. S-au depistat toate urmele unde au fost persoanele, care au fost, cine au fost, cum s-au făcut. Cum facem cu consultările publice, hai să spunem așa, dacă, de exemplu, sunt careva întrebări, au fost întrebări, de exemplu, cum ar fi bine să arate anumite străzi sau, de exemplu, gardul acutare sau anumite lucruri de restaurare a pieței chiar din fața primăriei, Piața Libertății. Cine ar trebui totuși să aibă acolo ultimul cuvânt? Cetățenii sau totuși experți? Sau cum ar fi bine ca opinia cetățenilor să fie combinată cu cea a experților, să fie luată o decizie corectă? Deci, dacă dumneavoastră cunoașteți legislația, până la urmă, decizia aparține nu cetățenilor. Deci asta e prima, însă, ne luând în calcul părerea publicului, tot nu e corect. Deci, trebuie să de făcut ce cere legea, audierele publice, până la urmă, toate momentele astea trebuie să iei în calcul. Specialiștii care sunt de profesie trebuie și să se expună și să argumenteze și să aducă un document bine determinat, cu niște propuneri concrete și bine determinate, care, la urma punerii în Consiliu, în discuție, să primească decizia respectivă. Cum ar trebui orașul Soroca să se dezvolte ca să nu afecteze patrimoniul, dar să-l pună în valoare? Să aibă turiștii pentru ce veni, chiar să aibă plimbări pietonale, hai să spunem așa, și să aibă ce vedea din punct de vedere istoric și turistic, și nu doar blocuri noi din sticlă sau din alea sovietice acoperite cu foi de ardezi și care nu au nimic, toate, sau nu vorbesc cu o imagine. Toate obiectele care au statut de monument trebuiesc de a le pune în valoare înapoi și de a face expresia arhitectural volumetrică și cu fișele coloristice și cu facturile de fasade inițiale. Asta e părerea mea, a fost permanent și acum tot așa este. Cu fronton, cu toate detaliile. Corect. Toate intervențiile omenești care au procurat obiectul, indiferent că acolo o cotă parte, o încăpere incorporată, un obiect în întregit care îl deține, toate trebuiește să fie făcute la nivelul corespunzător. Dar nu din punct de vedere că asta este a meu și eu fac și vreau. Dacă este a tău și faci și vrei, păi du-te la pădure, eu știu unii acolo care poți să faci și vrei. Și acolo tot nu poți să faci. Este lege spațiilor verzi, sunt multe momente care trebuie să le iei în calcul. Dar e că un cetățean mi-a spus o chestie, el a cumpărat o clădire. Da. El nu cunoștea că asta este monument. Deci, inclusiv la cadastru, când el cumpără, nu îi se dă, uite,
o informare, un el trebuie să semneze, uite, fii atent că asta este monument de rang regional, local, sau local, național sau cum, fie istoric, fie mai ales arhitectural sau artistic, și trebuie protejată și trebuie conservată într-un anumit fel. El nu cunoaște, el și până la urmă el rămâne ca vinovat. Cum rezolva problema? Deci sunt de acord, asta este o scapare anume legislativă și eu aș socoteu că ar trebui să fie în cadrul cadastrului și la momentul înscrierilor care sunt în cadastru să fie o înscriere specială cu descifrări speciale anume la obiectul care dumneavoastră acum spuneți. Iată, asta ar fi fost corect. Deci în afară de asta, chiar dacă nu este, persoana care dorește să cunoască lucrurile la obiectul respectiv, el nu are numai decât ca, conform legii 163, să depună o cerere pentru a obține un certificat de urbanism informativ de la administrarea publică locală, unde în certificatul de urbanism informativ se reflectă anume toate reglementările care sunt pentru obiectul dat. E conectat la lumină, e conectat la apă, la canalizare, e monument istoric, nu e monument istoric și așa mai departe. Asta nu e o problemă. Pur și simplu, lumea nu dorește, sau eu aș spune că chiar orice persoană, dacă el procură un obiect, nu îl procură cu un leu, dar să dă niște bani foarte mari, care el poate și ultime bani și cumpără obiectul ăla, și eu mă închepui că eu să fiu ăla, m-aș interesa și asta. Cum am putea, sau soluții credeți că ar fi ca să fie corect și legal, dar și mai ales pentru păstrarea patrimoniului, spunem așa, clădirile astea făcute în perioada sovietică, aceiași bai care vorbim la Bujorău, ca clădirea stației de canotaj, să nu fie vândute, dar să fie date, sau cum ar fi o soluție ca să fie date pe un termen de 25 de ani, de exemplu, cu un preț minim, chiar și simbolic, de un leu, ca investitorii să investească, să le revigoreze și mai apoi să revină înapoi statului. Ar fi o soluție sau care soluție ar fi? Pentru că o bună parte în aceste clădiri nu stea să facă de râs orașul, dar anume să aducă o imagine frumoasă, un plus valoare. Deci am încercat noi să facem momentul, deci nu cu un leu, dar ca să fie transmisă într-o formă oricare. Însă, în majoritatea cazurilor, persoanele nu doresc. Toți acei care vreau să investească, vreau să fie proprietari din stat ca să știe că asta este a lui și el investește banul concret pentru obiectul lui care se revie cu drept de proprietate și cu înregistrare în oficiu cadastral. În celelalte momente care am încercat noi ca exemplu parteneriat public-privat, tot este o temă că mai ăștia care au bani mari și vin să investească astea, ei se informează, au juriștii lor și știu momentele astea foarte bine și nimeni nu dorește. La noi nu s-o primit ca să facem momentele astea. Administrarea publică locală, în persoana doamnei primar, e foarte deschisă, e, poftim, nu e o problemă, deci și e în calcul toate momentele care sunt. Ați lucrat cu mai mulți primari. Cu care a fost cel mai ușor să colaborați și mai deschis spre ce îți spuneați? Probabil că nu o să fie corect cu cel care mai comod, deci asta nu o să sune în primul rând comod. Nu, benefic pentru oraș, nu dumneavoastră comod ca persoană, dar cu adevărat s-au făcut niște lucruri, s-au făcut niște lucruri deci, bune. Deci eu în majoritatea cazurilor spun în felul următor, deci s-a investit foarte mult pe parcurs la foarte mulți ani, însă nu se urmărește în municipiul Soroca investiții care ar lăsa în spate niște lucruri care, ia ca eu dau ca exemplu, cetatea. Au trecut atâți ani de zile. Eu rămas cetate, așa? Noi și investim? În întreținere? Sau ce a făcut Aleinikov prin Soroca? Eu clădirea au rămas în biserică și câte au rămas. Asta se referă și la mine inclusiv. Deci dacă eu a să avea pârghie asta de influență în momente, eu doar pot spun corect, nu corect, să particip la teme care de proiectări. Sunt și nu mai mult. Și aici se refere la decizia finită, cine este? Chiar nici consiliul, nici primarul. Că primarul este ca executiv. Consiliul local decide momentul. Și consiliul local vă ascultă, vă ascultați sau de la caz la caz depinde de argumente? Deci noi am avut diferite consilii cu diferite coloristică politică și în diferite situații au fost puși primari când au fost în funcție. S-au făcut în diferite momente diferite lucruri și bune și rele. Deci, aș spune că la momentul actual este doamna primar, care este un om foarte
receptiv, deschis, care are intenții foarte bune. Sperăm că până la mandatul care o să-l dețină o să facem lucruri care să le planifică dumneavoastră. Și sperăm că până la urmă să avem un favor pentru urbă care a să rămâie în spate. Îmi propun, mie personal și în persoana doamna primar, să facem cu mult mai mult, însă nu avem posibilitatea de fiecare dată ca să o facem. Că sunt foarte mulți factori de a primi o decizie sau alta. Și e și legat de aceiași bani, și e și legat de aceiași investitori care putem să-i investe. Cum se aplică foarte multe proiecte, unii suntem acceptați, unii nu suntem acceptați, deci asta este realitatea. Sperăm că Soroca totuși va renaște ca pasăre Phoenix, va renaște din tot, nu știu, straturile astea artificiale care au fost pus pe dânsa de-a lungul deceniilor și va fi totuși o bijuterie și a patrimonială sau a patrimoniului pentru Basarabia. Desigur. Deci asta este unul din cele trei orașe istorici care au fost chiar și pe vremea Unii Sovietici. Deci Soroca. Soroca atâta vreme a fost ca o carte de vizită partea din nord, care chiar și Bălțul, care e cu mult mai mare, nu avea așa imagine pronunțată cum o avem noi. Istoric, sare în vedere. E orașul cu cetate. Oraș cu cetate, corect. Care deosebit. Mulțumim pentru participare. Mai bine și mulțumim și vouă că ați fost alături de noi.